Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat ieri o nouă acțiune social-filantropică în cadrul campaniei Implică-te! Împreună reușim mai mult. 32 de familii din județele Ilfov și Prahova au primit din partea voluntarilor pachete cu produse alimentare de strictă necesitate. Ajutorul oferit de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale a fost îndreptat de această dată către familiile fără posibilități materiale din localitățile Balta Doamnei și Curcubeu din județul Prahova și din localitatea Balta Neagră din județul Ilfov. 32 de familii nevoiașe din aceste parohii au primit în cadrul acestei campanii produse alimentare de strictă necesitate. De data aceasta am poposit atât în județul Ilfov cât și în județul Prahova, unde am sprijinit mai multe familii, am sprijinit bătrâni singuri, am sprijinit, cum am spus, familii cu foarte mulți copii, am sprijinit persoane care aveau grave probleme de sănătate, am sprijinit persoanele care ne-au fost indicate de către preoții parohi, care au probleme diverse, cum am mai spus. Contează foarte mult orice gest mic, contează foarte mult ca ei să conștientizeze că biserica le este alături, că numai cu sprijinul milostivului Dumnezeu putem să mergem mai departe, putem să arătăm dragostea noastră creștinească. Vedeți că nu trăim vremuri chiar bune. Dacă până acum ne-am confruntat cu această pandemie, acum ne confruntăm cu alte probleme și să știți că ajutorul de la Dumnezeu îl primim dacă facem aceste fapte bune, dacă îi ajutăm pe cei care se confruntă cu diverse probleme. Să știți că sunt oameni care se bucură și pentru faptul că le deschidem poarta, că cineva îi vizitează, că au cu cine comunica. Campaniile de ajutorare organizate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale vin în completarea acțiunilor social-filantropice desfășurate de parohii. A fost o activitate binevenită atât pentru copiii care au primit cu bucurie și părinților darurile oferite de voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului, bucurie care le bucură sufletul ori de câte ori voluntarii sunt în mijlocul lor, aducându-le daruri de tot felul, în special cum a fost astăzi alimente. Se vedea pe chipul lor zâmbet, alții erau emoționați, dar în aceste vremuri cred că ne-am bucurat cu toții, atât ei care au primit toate daruri și cei care le-au oferit cu dragoste. Am adus bucurie pe chipurile unor oameni care de mult n-au mai intrat în dialog cu oameni, om cu om, pentru că este o binecuvântare de la Dumnezeu de a deschide și de a face milostine nu doar în zile de sărbătoare, ci și în cursul unei săptămâni. De asemenea, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne binecuvintează și ne poartă de grijă ca să putem săvârși fapte bune, pentru că numai dăruind putem dobândi mila și ajutorul lui Dumnezeu. De la începutul pandemiei până în prezent, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat 437 de activități social-filantropice în 22 de județe ale țării, ajutând 8.900 de familii cu posibilități materiale reduse.